Vaccinul anticovid a devenit cel mai dezbătut subiect în ultimele zile. Într-adevăr, mai este puțin timp și acesta ar trebui să sosească în România, motiv pentru care cetățenii sunt îngrijorați de posibilitatea ca acest vaccin să nu fie obligatoriu, dar mai ales de posibilele efecte adverse pe care acesta le-ar putea produce. Obligativitatea vaccinului anticovid este un subiect controversat în rândul românilor, dar nu numai. Posibilele efecte adverse îi înspăimântă pe cetățeni și mehedințenii refuză o posibilă vaccinare, cu atât mai mult când persoanele pozitive sunt asimptomatice. Obligatoriu nu mi se pare normal. Fiecare este la decizia fiecăruia, cum hotărăște, deci nu obligat. Nu obligatoriu. Nu este teamă că ar putea avea reacții adverse? Ca fiecare medicament va avea reacții adverse. Toate medicamentele au indicații și contraindicații și reacții adverse vor fi. Credeți că sunt pregătiți ca să testeze o populație întreagă? Încă nu. Nu e normal să impui. Omul dacă vrea, bine, dacă se simte sănătos. Credeți că sunt pregătiți? Credeți că testările au fost suficiente ca să ne impună? Nu cred că sunt pregătiți. Eu nu cred. Pregătiți oricum nu vor. Ar trebui lăsat la atitudinea fiecăruia. Eu așa văd. Există posibilitatea ca vaccinul anticovid să fie obligatoriu, iar cetățenii refuză, considerând că autoritățile nu au dreptul să decidă în locul cetățenilor, iar fiecare dintre noi are dreptul de a alege.